anxietatea, depresia, o spuneați despre ele că sunt o epidemie, o veritabilă epidemie. Dar uneori, multora, le este dificil să facă diferența între, eu știu, stări de neliniște, îngrijorare, frică și anxietate sau depresie. Când îți dai seama că a fost trecută o linie roșie și ar trebui eventual să cauți ajutor? Sunt anumite emoții umane esențiale pentru viață. Teama este esențială pentru a putea trăi. Dacă te simți atacat, e normal să-ți fie frică. Frica aceasta te ajută ori să fugi, ori să lupți. Niciun animal n-ar supraviețui dacă nu ar avea frică. În sălbăticie nu poți supraviețui fără a simți frică. Deci este o emoție esențială. Tristețea iar este o emoție esențială. Când pierzi pe cineva, ar trebui, e normal să te simți trist. Și nu doar oamenii, și animalele se confruntă cu tristețe. Elefanții trec printr-o durere profundă când le moare un membru al familiei. Diferența este că anxietatea nu se referă la o frică anume. Când te simți anxios, nu poți spune de ce. Te simți tensionat, nu pentru că ești în fața unui pericol iminent, ci pentru că se întâmplă ceva în interiorul tău. Așadar, anxietatea nu este același lucru cu frica naturală. Frica naturală este pe moment și se referă la o situație anume, o anumită amenințare. O persoană anxioasă este anxioasă tot timpul. Nu, anxietatea nu are legătură cu o frică. Tristețea apare atunci când s-a întâmplat ceva trist. Este un sentiment natural. Durere te lasă, te ajută să te eliberezi. Depresia, dacă ne uităm la acest cuvânt, în engleză, presupun că și în română, depresia înseamnă împinge în jos ceva. Ce ne împingem în jos? Ce reprimăm? Sentimentele. De ce se întâmplă asta? De ce apare anxietatea? Pentru că ni s-au întâmplat anumite lucruri în copilărie și am vorbit despre furie, despre momentele când copilul spune... Nu, n-am vorbit despre furie, am vorbit doar despre situațiile când copilul spune nu. Să spunem că copilul spune nu pentru că așa știe el să spună, dar părinții uită asta. Pun presiune pe copil astfel încât el să spună da mereu. E clar că în acele momente copilul își dorește să fie acceptat de părinți. Dacă nu este acceptat de părinți, copilul nu poate supraviețui. Dacă părinții nu pot face față furiei naturale a copilului, copilul primește mesajul că dacă spun nu, dacă nu sunt fericit, părinții mei nu mă vor accepta. Și atunci copilul trebuie să decidă. Înseamnă că mai bine îmi reprim sentimentele. Nu este o decizie conștientă. Nu o face în mod voit. Organismul, în mod automat, își reprimă sentimentele pentru a putea supraviețui, pentru ca cel mic să fie acceptat de părinți. Deci copilul își reprimă sentimentele. Sursa depresiei este incapacitatea copilului de a-și trăi sentimentele. Motivul pentru care atât de mulți oameni sunt deprimați este că nu că s-au întâmplat atât de multe lucruri rele, ci pentru că atunci când au crescut, nu și-au putut exprima emoțiile, au fost nevoiți să le reprime. Anxietatea acum. Avem un circuit în creier pentru panică, ceea ce e un lucru bun. Dacă sunt bebeluș, nu-mi e foame, simt că trebuie să fiu scâmbat, ce o să fac? O să plâng. Părinții mă iau în brațe și mă îngrijesc. Dar dacă părinții nu vin, ce o să simtă copilul? Panică. Și când copilul simte panică, va începe să plângă, să țipe. Atunci ar trebui să vină părinții să liniștească copilul. Însă societatea noastră
Mulți părinți sunt sfătuiți să nu-și îmbrațe copilul când plânge, să nu răspundă nevoilor copilului. Așadar, anxietatea sporește și părinții, în plus, nu sunt disponibili, sunt stresați, poate au vreo dependență, poate sunt și ei traumatizați, poate sunt prea ocupați cu munca. Copilul este lăsat mult prea mult timp cu sentimentele sale. E clar că o să se simtă anxios. Copiii nu simt că sunt înțeleși în relația cu adultul. Și pentru că sunt supărați, poate la școală se poartă urât și profesorul nu-i spune: înțeleg, te simți rău, te-ai purtat așa pentru că te-ai simțit supărat, trist. Nu. Ai fost rău și o să fii pedepsit. Ce încerc să spun este că hrănim anxietatea copilului când nu le dăm relația pe care și-o doresc.